ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.
în Sfânta Evanghelie cea de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea, la munte unde le-a poruncit lor Iisus, și când au văzut, s-au închinat ei care se îndoiseră, și apropiindu-se Iisus de vorbit zicând, mi se dă toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea merg învățat toate neamurile, botezându-l în mine Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte am poruncit vouă, și iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Și Salome au cumpărat miresme ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Și dici de dimineață, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt zicând una către alta, cine ne va prăvălină pe altra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii au văzut piatra care era facă, piatra care era foarte mare fusese răsturnată și intrând înăuntru au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-a spăimântat. El însă le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde fusese pus. Și duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă. Dar ereșeze ieșind din mormânt au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic. Căci se temeau. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm, să zicem tot. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Moșterea ta de Dumnezeu născătoare ce să ne dă de mântuire, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, enuriașilor, ctitorilor, binefăcătorilor, sfinte mănăstiri acestea, pentru sănătate și mântuirea lor.
Iubiți întru Hristos, frați, surori, primiți felicitările noastre cu această măreață sărbătoare închinată nașterii Maicii Domnului. E o sărbătoare mare, e practic prima sărbătoare din crugul anului bisericesc care o sărbăm noi, clericii bisericii noastre ortodoxe. Cu această sărbătoare și se începe anul bisericesc. Astăzi, în această mănăstire, s-au adunat stareți din alte mănăstiri, preoți, călugări, pentru a fi împreună cu starețul Arhimandritul Siluan în rugăciuni, în bucuria această duhovnicească. Îi mulțumim tuturor, ne rugăm pentru toți și sperăm și în viitor să muncim mult pentru binele bisericii noastre ortodoxe în întregime, ca să fie așa cum au fost și în timpurile cele vechi, când se adunau călugării, creștinii de hramul mănăstirii, împreună se rugau, împreună se bucurau și apoi plecau cu binecuvântarea mănăstirii acasă și munceau mai departe, fiecare în ogorul său. Felicitându-vă cu această sărbătoare, doresc la toți ca modul Dumnezeu să vă trimită sănătate, ani mulți, îndelungați și să aveți posibilitatea să faceți fapte bune. Ceea ce faceți pentru biserici și mănăstiri, faceți pentru viața dumneavoastră de apoi, pentru viața cea veșnică. De aceea, grăbiți-vă să faceți fapte bune, că timpul nu-l cunoaște nimeni, cât de scurt este pentru fiecare din noi și de aceea trebuie să fim pregătiți totdeauna. Înalt preasfinția voastră, înalt preasfințite stăpâne, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți întru Domnul, frați și surori, vă rog să-mi îngăduiți să aduc și eu din numele obștii monahale sincerile și fieștile noastre mulțumiri Chiriarhului și stăpânului bisericii noastre, înalt preasfințitului Mitropolit Vladimir, sfințit arhimandrit acestei sfinte mănăstiri. Și odată cu aceste recunoștințe, înalt preasfințite, vă rog să primiți și modesta și smerita noastră rugăciune pe care o înălțăm precuratei, care e patronul ceresc acestei mănăstiri, în sănătatea și binele înalt preasfinției voastre. Pentru că tot ce se face în această mănăstire, în alte mănăstiri și biserici, tot se face cu purtare de grijă și înțeleaptă îndrumare a înalt preasfinției voastre. Suntem prezenți, suntem convinși că Preacurata, care a făcut multe și nenumărate minuni întreg neamului creștinesc, a atins mila și harul ei și de această sfântă și uitată pe atunci mănăstire. Și grație eforturilor comune pe care le-au depus conducerea de vârf a țării, oameni de bună credință, slujitorii noștri, de la sate și orașe, iată că astăzi putem cu toții să ne bucurăm de această sărbătoare frumoasă. Vă mulțumim, înalt preasfințite stăpâni, pentru grija pe care ne-o purtați, mulțumim ctitorilor noștri, mulțumim constructorilor, arhitecților și inginerilor care zi de zi muncesc și făuresc acest colțișor de rai aici. Mulțumim dumneavoastră, oamenilor de bună credință, care veniți aici de fiecare dată, în duminici și sărbători, împreună cu noi să-L slăviți pe Dumnezeu, pe Preacurata Lui Maică. Vă așteptăm nu numai de hramul acestei mănăstiri, și în alte zile să veniți împreună cu noi aici, în sfânta noastră mănăstire Curbi. Și așa cum e primit la hram, vă rog să nu vă împrăștiați pe la casele dumneavoastră, să mergeți în partea cealaltă de sobor, ceea ce Dumnezeu a binecuvântat, să vă întăriți fiecare înainte de a merge pe la casele dumneavoastră. Mulțumim încă o dată și vă dorim o sărbătoare frumoasă în continuare. Mulțumim! Acum vă invit la o fotografie. Te fericim, aleasă fii.
sa, pane îndrose te pochenim fi, amin.